Ambulanța Smurd, care a funcționat o vreme la Roman, este încă în așteptarea aprobărilor de la Ministerul Sănătății, cu soluția de a se înființa o a doua linie de gardă prin care medicii ce vor lucra pe ambulanță să poată fi plătiți pentru munca prestată. Direcția de Sănătate Publică a comunicat conducerii spitalului deciziile Comisiei Interministeriale de Resort în ceea ce privește soarta ambulanței. Având în vedere interpelarea formulată de domnul senator Chelaru Ioan, referitoare la operaționalizarea unei ambulanțe de terapie intensivă mobilă tip C1 în zona municipiului Roman, DSU propune pentru realizarea activității echipajului TIM, în conformitate cu prevederile legale, ca ambulanța de terapie intensivă mobilă C1, pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava Neamț, să funcționeze în cadrul unui punct de lucru al UPU Smurd din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, care să fie înființat în sediul Spitalului Municipiului Roman, Spitalului Municipal Roman. Personalul care deservește ambulanța TIM C1 poate să fie reprezentant de medici și asistenții medicali angajați cu normă de bază în cadrul Spitalului Municipal Roman, cu condiția ca aceștia să încheie un contract de muncă cu timp de lucru parțial sau un contract de prestări servicii cu Spitalul Județean Piatra Neamț pentru activitatea desfășurată pe ambulanța Smurd din cadrul viitorului punct de lucru din Roman al UPU Smurd SJU Piatra Neamț. În ședința Comisiei Interministeriale de la Ministerul Sănătății și de la cel al Administrației și Internelor s-a decis aprobarea înființării celei de-a doua linii de gardă pe lângă unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean, ca soluție pentru plata orelor de gardă ale medicilor care deservesc ambulanța de la Roman. În acest sens, UPU Smurd, din cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț, va înainta o solicitare Comisiei Interministeriale pentru suport tehnic în vederea obținerii avizului pentru înființarea unui punct de lucru la Roman și a unei noi linii de gardă, având ca scop operaționalizarea ambulanței. În cadrul ședinței Comisiei Interministeriale din 5-5-2016, membrii Comisiei au decis că nu se poate aviza înființarea unui CPU Smurd, adică la noi, întrucât legislația în vigoare nu permite acest lucru, dar se poate înființa un punct de lucru al UPU Piatra Neamț în cadrul Spitalului Municipal Roman. În acest caz, se poate face gardă de ambulanță de terapie intensivă C1, pusă la dispoziție de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava Neamț, asigurând echipajul cu medicii de la Piatra Neamț sau cu medicii de la Roman pe norma lor de bază, cu condiția ca aceștia să încheie contract de muncă cu timp de lucru parțial sau contract de prestări servicii cu UPU Piatra Neamț. Singura condiție pusă de Comisia Interministerială a fost cea legată de încadrarea în bugetul aprobat pentru activitățile de urgență, ce sunt finanțate direct de București. În acest sens, aceste demersuri se soluționează de Ministerul Sănătății. Referitor la aprobarea unei linii de gardă suplimentară pentru echipajul TIM, Comisia Interministerială este de acord cu solicitarea, dar cu mențiunea de a se încadra în limita bugetului aprobat. Noi, primind această adresă, plus că când am fost la videoconferință cu domnul dr. Arafat și dumnealui știa de această linie de gardă și au spus că se fac toate demersurile pentru înființarea celei de-a doua linii de gardă, numai că trebuie să avem răbdare. Pentru activitatea medicilor de la urgență care vor lucra pe ambulanța Smurd, medicii urmează să încheie contract de prestări servicii cu Spitalul Județean, strict pentru orele de gardă efectuate. Ei fiind angajații Spitalului Municipal de Urgență Roman, ca să poată lucra pe mașina timp care aparține Spitalului Județean, trebuie să aibă un contract cu spitalul respectiv. Normal că nu poate să aibă normă întreagă, că norma întreagă este la noi. E contract pe timp parțial de muncă, adică strict pe orele care lucrează pe mașină. Mașina va fi tot de la 8 dimineața la ora 20, iar pe cele 12 ore din timpul de lucru vor fi plătiți de către Piatra Neamț. Iar de Roman plătiți restul, deci norma întreagă care trebuie să o presteze pentru spital. Medicii de urgență care lucrează pe ambulanța Smurd au agreat soluția propusă de factorii de decizie de la București și urmează ca în perioada următoare să se treacă la perfectarea documentelor. Până atunci, ambulanța continuă să rămână în garajul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.